Nu știu exact ce nevoie aveți voi atunci când lucrați cu ciocanele rotopercutoare, dar la mine a cântărit cu precădere confortul și comoditatea în lucru, să zic așa, în detrimentul puterii, ca atare mi-au plăcut întotdeauna ciocanele astea mai mici. Nu vă lăsați însă păcăliți, ăsta nu este un ciocan chiar mic, dar este oarecum mai mic, mai compact, destul de manevrabil și de ușor de folosit. Tot de la Skill a treia unealtă pe care rămăsese să vi-o prezint din această serie. Funcționează, bineînțeles, tot cu aceeași acumulatorii 20V max. Din nou avem 5 ani de garanție și pe această unealtă. Vă spuneam eu și la celelalte două prezentări că Skill-ul și-a asumat treaba asta și înseamnă că știu ei ce au pus aici. Sunt atât de generoși cu garanția și este un ciocan rotopercutor care vine într-un pachet complet. Din câte îmi dau seama, codul acestui pachet este 3851. În această cutie de depozitare și transport vom găsi un acumulator de 4 Ah, un adaptor din acela cum v-am arătat și la mașina de găuri și înșurubat pentru încărcarea diferitelor dispozitive electronice, ca de exemplu telefoanele mobile. Găsim un încărcător, găsim mânerul pentru ciocanul rotopercutor, un distanțier, 3 burghie, deci avem și câteva accesorii. Valiza care este din aceeași categorie, interconectabilă, o să o desfacem imediat și vă arăt și acest aspect. Iar câteva informații elementare așa despre acest produs, are 4 funcții, vă arăt imediat și care este a patra funcție. Sistem de antivibrații VRS Skill, sistem de prindere SDS Plus pentru accesorii, aceeași tehnologie, chip cool la acumulatori Active Cell pentru unealtă, comunică unealta cu acumulatorul și previne supraîncălzirea sau supra-solicitarea. Pe cealaltă parte a acestei veste din carton avem indicația motor brushless, era culmea să fie motor cu perii pe această unealtă. Funcție, bineînțeles, de ciocan, funcție SDS Plus, așa cum v-am mai spus, 2,2 J are energia de impact acest rotopercutor, de aceea vă spuneam puțin mai devreme, nu vă lăsați păcăliți de dimensiunile pe care veți vedea că le are. Un acumulator de 4 Ah în set, încărcătorul încarcă cu 6 Ah, iar alte informații le descoperim după ce despachetăm și acest colet. Ia să vedem cum se prezintă și conținutul pachetului de livrare, din nou aceleași cleme metalice pe care le-ați văzut și la precedentele valize. Desfacem capacul, cam așa arată setul de livrare și ce anume veți găsi acolo. Le scoatem frumos de aici și le vedem una câte una. Avem stația de încărcare, power jump, mânerul ciocanului rotopercutor, adaptorul pentru încărcarea dispozitivelor mobile, telefonul mobil care este cel mai bun exemplu, 3 burghii, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, o să le folosesc ca să văd cum funcționează sistemul SDS Plus, un distanțier pentru găurirea în adâncime, da? Și dăm afară și acest ciocan care are acumulatorul deja introdus aici, un acumulator de 4 Ah. O inserție care este detașabilă, un lucru bun în cazul în care, nu știu, poate vi se sparge cutia, puteți să schimbați doar cutia, rămâne inserția intactă și o veți pune în cutia nouă. Stația de încărcare, aceeași cu cea pe care am găsit-o și în setul la această mașină de găurit și înșurubat, primul clip pe care l-am făcut, aceea stație, power jump, o legendă foarte intuitivă aici, în momentul în care LED-ul se face verde, este încărcat, dacă este roșu, este în încărcare și aici vă mai arată alte semne ca să știți ce anume se întâmplă cu acumulatorul sau cu încărcătorul, bineînțeles, și încarcă cu 6 Ah. Adaptorul acesta pe care de asemenea vi l-am mai arătat, foarte, foarte util, se introduce pe acumulator în acest fel și îl puteți lua, de exemplu, sau dacă sunteți la lucru, vi s-a descărcat telefonul mobil, îl puteți încărca cu ajutorul acumulatorilor acestora de la Skill și cu acest adaptor, dar este foarte, foarte practic și prin outdoor, plecați undeva într-o mini excursie, undeva în camping, luați după voi un acumulator 2, 3, câți aveți de la Skill, luați acest adaptor și aveți curent pentru a încărca telefonul mobil. Mânerul auxiliar pe care îl vom monta pe ciocanul rotopercutor, stați să vedem cum vine ca să dau seama în funcție de acest distanțier. O să-l slăbesc ca să pot să-l introduc pe unealtă și se strânge apoi. Vedeți că îl strâng așa înspre stânga. Îmi place foarte mult că îl pot poziționa foarte, foarte ușor în ce poziție am nevoie. Vedeți că mă pot duce cu el la 360 de grade fără niciun fel de problemă. Dacă vreau să-l las așa în poziția cea mai utilizată, probabil și de către voi, este foarte simplu. L-am strâns și în momentul ăsta am un control foarte, foarte bun asupra rotopercutorului. Acumulatorii intră aici în spate, slotul este în partea din spate și este foarte ușor să introducem acești acumulatori. Observați că dacă îl pun pe acesta de 4, el stă foarte, foarte bine pe masă. Hai să vedem și cu cel de 2, dar cred că rămâne un pic de spațiu acolo. Probabil că o să se sprijine doar în corpul motor.
Deci, da, exact cum spuneam, o să se sprijine doar în acest corp. Ca tare, cu ăștia de 4, op, cu ăștia de 4 sau cu cei de 5, pentru că nu știu dacă sunt mai mari decât cei de 4. Văd că stă foarte, foarte bine, îl puteți pune undeva pe o suprafață plană. Burghiile care vin în valiză, pe care le-ați văzut puțin mai devreme, sunt de 8, 6 și 10 mm cu două pastile. Burghie mai mult pentru zidărie sau beton fără armătură, dar eu vreau să vă arăt cum intră sau cât de simplu se face montarea acestor accesorii într-o mandrină SDS Plus. Îi căutăm poziția, împingem, ați văzut că s-a fixat, a făcut și clanța acolo și doar pentru a-l da afară va trebui să tragem de manșurul acesta negru în spate. Deci sistemul este unul care funcționează foarte, foarte bine. Văd că stă și foarte bine prins acolo, nu iese, cel puțin deocamdată o să vedem la lucru, la vibrații. Dar priviți-l cât este de mic și de compact. Îmi place foarte mult acest lucru pentru că eu, așa cum vă spuneam la începutul clipului, am avut mai multă nevoie de confort și mobilitate decât de forță, care de regulă forță vine însoțită și ea de o greutate mai mare și o formă mai mare a mașinii respective, dar acesta cumva reușește să combine ergonomia, ușurința, greutate redusă, cu puterea pe care o are și am spus că are o energie de impact de 2,2 J. Vreau să văd și numărul de rotații pe care îl are, 1400 de rotații pe minut este numărul maxim de rotații, iar percuțiile, că scrie aici undeva pe site, sunt 4500, 2,2 J, ceea ce, deci combinația asta, 4500 de percuții pe minut cu o energie de impact de 2,2 J și numărul maxim de rotații, am spus, este 1400, mie mi se pare suficient pentru, cel puțin pentru 10-12 mm, să tot găurești cu el, să prinzi, de exemplu, la o terasă, dacă ai nevoie să prinzi grinda de lemn, de centura casei, centura de beton sau de ce vrei tu să o prinzi acolo, pentru montare profile de rigips, pentru ancorare, securizare, corpuri de mobilier, deci pentru tot felul de operațiuni de genul ăsta de montări, mi se pare tipul de ciocan rotopercutor cel mai eficient și cel mai practic. Aici ne dă câteva recomandări, producătorul zice așa: 13 mm oțel, 24 de mm beton, 32 de mm lemn, 2,2 J energie de percuție și așa mai departe. Aici are 4 funcții, cum vă spuneam puțin mai devreme, funcția de găurire normală, fără percuție, aici putem folosi accesorii pentru găurirea, de exemplu, în oțel sau în lemn. Avem funcția de găurire cu percuție, dar uite ce ușor merge acest selector. Îmi place cum se duce de la o treaptă la alta. Nu am niciun fel de problemă, nu opune rezistență, foarte bine merge. Acolo este un mecanism foarte bine lucrat. Deci spuneam, găurire cu percuție. Aici avem o treaptă unde putem să ne mișcăm în libertate cu dalta sau cu șpițul, adică dacă eu am nevoie să, nu știu, poate vreau să sparg aici ceva și nu-mi găsesc poziția în felul ăsta, mă pot muta cu unealta foarte ușor și pot continua treaba, adică nu este nevoie să mă opresc, să schimb poziția dălții, o funcție foarte interesantă. Și bineînțeles funcția de ciocan, funcția de dăltuire, unde burghiul nu se mai învârte, doar bate. Aici observați că avem sistemul antivibrații, VRS-ul celor de la Skill. Cred că se observă acolo cât de bine funcționează. O să trag eu și niște cadre puțin mai apropiate. Întrerupătorul aici cu selectorul pentru stânga-dreapta. Vreau să văd dacă se și blochează. Da, se blochează foarte, foarte bine. Lumina de lucru aici jos poziționată foarte inteligent, pentru că luminează exact locul unde vreau să găuresc, nu am umbre, dar aici văd că nu mai am o funcție prin care eu să setez acest LED să devină lanternă. Cred că rămâne așa aprins circa 10 secunde. Ia să vedem cam când se stinge. Cam 10 secunde cred că rămâne aprins acest LED, dar este foarte, foarte bun. Îmi place extraordinar de tare și mânerul din spate. Este foarte ergonomic, foarte prietenos cu mâna. Materialele din care este realizat sunt aderente. Nu ți alunecă, de multe ori se întâmplă să ai mâna transpirată sau, știu eu, mânușa să fie murdară. Aici avem o prindere fermă, sigură și îmi place că și forma pe care o are așa nu o să-ți obosească mâna în lucru. Cam astea ar fi aspectele principale de natură tehnică, tehnologică despre acest ciocan rotopercutor, dar mie îmi place foarte mult și cum arată. Deci hai să nu neglijăm și partea estetică, pentru că arată foarte, foarte bine. Au reușit să-l compactizeze destul de bine aici. O siglă foarte mare, la fel ca în cazul celorlalte unelte reliefată. Deci desenul este unul foarte reușit. Eu îi felicit pe inginerii proiectanți de la Skill care au proiectat generația nouă de scule de la Skill pe acumulatori 20 de volți. Eu în descriere o să vă las două link-uri
unul de pe Google ca să vă fie vouă mult mai ușor să căutați fără să mai introduceți codul și unul către pagina oficială a acestui produs de pe skill.ro, acolo unde puteți să aflați mai multe informații despre el, puteți să aprofundați mai bine ce înseamnă toate informațiile pe care vi le-am dat puțin mai devreme, Active Sell, Keep Push și așa mai departe, dacă vreți să studiați tehnologiile pe care le folosește Skill în momentul de față. Vedem cu ce mai bine Skill-ul pe această masă și bineînțeles că le voi prezenta și testa cu mare bucurie, dar până data viitoare, mulțumesc că ați urmărit acest video. Ca de obicei, vă doresc mult spor la treabă și numai bine!